spre... Pa. Wow, 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 cât de mare este! Wow, wow, ce ieși în partea asta! Salutare avenduroșilor! Și bună dimineața! Bună la prânz, că e deja 1 și 10. Astăzi mergem să vizităm una dintre cele mai frumoase atracții de aici, din Da Nang. Se numește Marble Mountain. Sau Munții de Marmură, cum am putea traduce în română. Sunt, de fapt, 5 piscuri, ca să zicem așa. Intrarea este 40.000 de dong de persoană. Noi am ales să luăm un taxi, adică un Grab, să ajungem până acolo. Am dat 85.000 de dong din centru până la poalele muntelui, dar opțiunile cu autobuzul și cu motocicleta sunt de asemenea disponibile. Afară plouă, e destul de încețoșat, desperăm să se vadă ceva de acolo de sus și mergem spre Marble Mountain. Am ajuns aici, la poalele muntelui, și Alexandra vrea să ne spună o poveste a locului. Povestea din folclora munților este că a fost odată un dragon care a ajuns aici pe plajă, la plaja Maiche, și a lăsat un ou. Acesta a stat acolo pe plajă 1000 de zile și 1000 de nopți. După s-a spart coaja oului, a ieșit o fată foarte frumoasă, iar din coaja oului au crescut acești 5 munți, Marble Mountains, pe care îi vizităm astăzi. Și ei poartă numele celor 5 elemente ale naturii: apă, foc, aer, pământ și metal. Noi o să mergem să vizităm astăzi cât putem și pornim la drum. Să mergem. Toate ca toate, dar în muntele ăsta de aici există și reprezentarea iadului și o să-l vedem și noi astăzi. Aici chiar la intrare te așteaptă o pădure de bambus. Și este un drum așa destul de mistic, parcă ești prin pirații din Caraibea, zice. Și pe jos există niște pietre, care cred că sunt de marmură, nu așa finisat și frumos, dar frumos oricum. Și ăsta e drumul care te duce sus spre peșteri și tot ce e de vizitat pe aici. Da, imediat aici este o hartă. Noi o să mergem acolo, noi suntem undeva pe la 11, cred, aproape de 11. După aia o să mergem pe la 5, 15, 4, 3 și așa mai departe și după aia ne întoarcem să vedem părțile alea mai măricele, la 9, la 10. Muntele pe care îl vizităm acum și pe care l-a prezentat Vlad cu toate obiectivele astea și peșterile este unul dintre cei 5. Muntele de apă. Și acum îi dăm la pas pe scările astea până ajungem la primul obiectiv. Cred că am urcat 2 minute și cam asta e priveliștea. Deja este foarte înalt și toate pietrele astea mi se pare mie că sunt așa cumva ținute să nu cadă de rădăcinile copacilor care au crescut pe aici. E o imagine spectaculoasă, având în vedere că acum cam 10 minute eram undeva în oraș și acum dintr-o dată suntem în munții ăștia. În cazul în care plouă, este așa mai umed, vă rog să purtați încălțări din astea speciale pentru urca pe munte, ca să nu aveți parte de vreo surpriză. În niciun caz nu-i pentru șlapi sau sandale. Chiar și ei te atenționează de lucrul ăsta. Venind de acolo, trecut pe aici și am ajuns la un templu și uitați ce poartă aici. Să mergem și noi în interior să vedem ce se ascunde aici. Wow! Ia uitați-vă! Ce templu colorat! Și domnul Buddha aici te așteaptă. Ce tare! Cam așa arată în interior. Au pune și aer condiționat acolo. Și pe afară există leu ăsta, odată aici. Mai e un leu în partea aia care păzesc intrarea.
Și cât de frumoase sunt ornamentele astea, așa pe perete, făcute într-un stil 3D. Se vede de aici. Este un porumbel, ceva alb, care poate simbolizează pacea, cine știe. Și aici sunt pe coloană, tot așa, multe detalii, cu dragonul ăsta cu mustăți mari. Ia că am căzut mustața aici, nu știu ce s-a întâmplat. Mergem mai departe de la templu, mergem prin stânga lui și vedem frumoasele semne sculptate așa în lemn, care ne duc spre Van Tong Cave, adică în partea dreaptă, cum v-am spus. Mergem conform itinerarului să vedem prima peșteră. Cu câteva secunde un domn tocmai și-a pierdut tocmai a alunecat în fața mea și purta, nu știu, Adidas. Deci e serioasă treaba, dar uitați cum sunt chestiile astea. Dintr-una într-alta. Hai să mergem. Wow! Wow! Mergem, trecem pe sub ea. Să vedem ce descoperim la capăt. Wow, mai multe scări. Acolo. Mai multe scări. Cred că alea duc spre peșteră. Și uitați cum arată. Mergem și noi într-acolo. Intrăm acum aici în peștera asta, prima pe care o vizităm. Să vedem ce se ascunde. Se aude niște muzică? Nu e muzică, ci o doamnă care vorbește. Cred că ne explică despre ce e vorba. Aici e destul de micuță peștera asta. Oh, ba nu, da. Se mai urcă pe acolo, cream că e până aici. Până unde e domnișoara asta, dar nu e. Mai e ceva. Aici există o statuie cu o doamnă. Niște bețișoare. De-astea care se aduc așa ca ofrandă. Și acum se uită Alexandra nedumerită. Nu știe cum putem noi să urcăm pe aici. Ia o știe. E destul de abrupt pe aici. Scările nu prea sunt scări, ci e pur și simplu o piatră așa. Cam alunecă acolo. Uitați-vă cât de frumos e și aici în lumină. Wow! Wow! Este incredibil de frumos. Wow! Deci pur și simplu locul ăsta e în munte. Am ieșit din peștera aia frumoasă și am fost întâmpinați aici direct de niște doamne care vând tot felul de chestii. Avem și bere, avem și nuci de cocos. Și acum mergem mai departe spre Ling Ung Pagoda, care e în direcția asta. Haideți să vedem ce se ascunde și pe aici. Vedem direct în față un copac de la care are atârnând de foarte multe crengi, care arată ca niște rădăcini acolo. Și încă o sculptură așa, o poartă într-un munte, prin care trecem acum să ajungem mai departe spre pagodă. Ok, acum trecem prin poarta asta și ce am observat e că piatra de deasupra, imediat aici, nu mi se pare că stă prea bine acolo, adică aproape că stă să cadă, după părerea mea, așa că o să mergem mai departe să nu ne cadă în cap și o luăm mai jos spre... Opa! Asta eram... era să cad. Acolo unde-s doamnele, au avut Vlad parte de o aventură. Și acum îi dăm în jos prin pagoda asta, fără să uităm că odată ce coborâm scările astea, trebuie să le șurcăm ca să venim înapoi. Se vede că ajungem la un lăcaș de cult. Se văd deja... acolo e o statuie. Și aici. Sunt multe statui. Wow! Ce-au sculptat oamenii ăștia. Așa. Uitați ce frumos e acoperișul, așa cum e, cu multe ornamente și cu vegetația aia care crește direct acolo din acoperiș, păsările care zboară. E foarte relaxantă atmosfera.
Există și un mic lac, un pod. Există pești, zice Alexandra, în partea asta, la altă. Este tot așa, ceva mai mare, un templu. Aici e mult mai multă lume, mult mai multe vâlvătă. Sunt doamnele care vând niște bețișoare. Aparent se cumpără destul de multe, având în vedere că acolo sunt foarte multe aprinse. E frumos, relaxant. Dacă n-ar fi atâta lume, cu siguranță ar fi mult mai liniște. Dar bineînțeles că și eu sunt aici care vorbesc, deci nu e ca și cum mă pot plânge, că vai, ce mulți sunt oameni. Surpriza locului. Încă o peșteră care se află în spatele pagodei și o să mergem chiar acum să o vizităm, dar nu înainte să vedeți cât de tare e sculptat peretele ăsta. Ia uitați! Ne-a zis cineva într-un comentariu că se numește bazorelief. Sper să fie corect ce zic acum și ăsta să fie bazorelief. Foarte frumos! Și uitați și copacul ăsta, e minunat cum se împletește natura aici. Sorry! Mergem pe aici. Wow! Vlad ne spune că copacul ăsta e un copac mai special pentru Vietnam, este înscris în Vietnam Heritage. Foarte frumos, treci prin boltele astea. Foarte fain. Haideți mai departe. Wow! Ia uitați-vă! Vezi că e făcută așa, ca din... Cred că e din piatră, parcă ar fi cumva sculptată în piatră tot ce vedem aici. Și pe lângă să fie făcută așa o gaură. Puh! Că a venit aici un țânțar. Și aici există și niște copaci care la fel au crescut așa în stâncă. În partea asta există o statuie cu Buddha. Aparent lumea nu este foarte impresionată de partea asta. Mai mult se duc acolo la căsuța din dreapta. Există și doi samurai, sau nu știu cum se numesc ăștia, care păzesc locul. Hai să intrăm aici să vedem cam cât de mare e. Nu-mi dau seama, cred că poți pe aici să te urci, doar că trebuie să mă ajute Alexandra să urcăm, dacă vrem, că e foarte alunecos și în partea asta mai există, văd, un drum să urcăm scările astea, să vedem ce se ascunde pe aici, pe sus. Tot așa e alunecos pe jos, se simte și un miros așa de umezeală, bineînțeles, peste tot. Ce? Aici există o statuie, tot așa cu Buddha, o altă statuie cu Buddha. Și în partea asta se merge mai departe, de sus pică apă și dacă ne uităm spre tavan, e din nou o gaură pe în care intră lumina și nu doar acolo, și acolo este o gaură. Zice Alexandra că în partea asta curge multă apă din tavan. Opa, așa. E destul de alunecos pe aici. Ia să vedem cum arată. Wow, wow, wow. Wow, ce gaură. Te așteaptă aici. Dacă știi să te urci pe ăsta, da, poți să și ieși. Când ne întorceam înapoi să vedem ce mai e în peștera asta, am văzut pe acolo este o gaură, se vede foarte frumos, prin care se vede fața lui Buddha. Am urcat acum și am văzut frumusețea aia de ieșire la lumină. Mă luăm prin spatele clădirii alea din piatră și mergem mai încolo. Wow, ce mare e!
Mamă, și asta e sculptat în piatră. Dar cât e de vechi. Mamă, ce tare! Luminat de lumina naturală. Am părăsit pe Domnul Mare din piatră și continuăm drumul să vedem ce e pe aici. Se joacă ceva aici. Și băieții care se joacă, ce joacă? Table, bineînțeles. Haideți să vedem scurt și cum arată căsuța asta, că e foarte frumos așa cum e luminată. Pe aici există foarte multe statui de-astea. Capete detectează fața lor, pune focusul pe față. Și domnul, care e mai mare aici. Și în partea asta, om, dăm seama exact ce este. Wow! E așa o altă figurină în ceva de lemn cu o sticlă în față, ca o vitrină așa. Și tot așa, se aduc ofrande aici. Hai să mergem mai departe. Ne îndepărtăm acum ușor-ușor de peștera în care am fost înainte și mergem spre... să vedem ce mai e pe aici, unul și al doilea. Am aflat că există un lift care te poate duce sus pe dealul ăsta ca să vezi frumos, frumos împrejurimile. Acum a ieșit așa puțin soarele, parcă se strecoară printre nori, deci ar trebui să se vadă destul de frumos. Și câtă hotelul se construiește acolo. Imens, care n-are... s-aude gălăgia de la el și până aici, a? Uitați cum arată dragonii ăștia sculptați în piatră. Sunt chiar în drumul nostru, spre mai sus. Uitați-vă cum arată. Ce zâmbăreți-s băieții ăștia. Și noi ne continuăm drumul, urcăm înapoi să vedem dacă putem lua un lift care ne duce sus, sus, sus pe munte, să vedem. Noi ne îndreptăm spre Chiang Mai Elevator. Deci pe aici am intrat noi, am luat-o în sus, am ajuns la 11, ne-am dus mai departe, nu știu dacă am trecut pe la 5. Da, am trecut pe la 5. E prima peșteră la care am fost. După aia am mers acum, am fost pe la 3 pe aici și pe la 2. Și acum o să mergem să luăm elevatorul ăsta care să ne ducă până la viewpoint acolo sus. Da. După aia, mai departe, vrem să o luăm așa pe aici și să ajungem la peștera aia care e măricică. Și după aia să vedem ultima chestie importantă, 15, care este peștera iadului. Ne-am uitat pe hartă aici. Și ne-am debusolat puțin, pentru că noi voiam să vedem cum se vede aici panorama și am văzut că scrie aici viewpoint și am dat de pagodă. Și am vrut să luăm un lift, credeam că ne duce mai sus undeva, dar aparent liftul duce doar până aici. Deci până aici și jos. Deci ce face liftul ăsta? Te ajută să nu urci cât am urcat noi până acum. Așa că... haideți să vedeți cum arată pagoda asta, că e foarte frumoasă. Și totodată să vedeți ce priveliște este aici asupra orașului. Ia, uitați pagoda. E așa ascunsă după o grămadă de vegetație. Să văd și eu pe unde merg. Pam, pam, multe grupuri chiar și la ora asta, e undeva ora 3. Ia uitați-o, ce mare și făcută din piatră. Aici oamenii vin, se roagă, ca de obicei pun și bețișoare aici. Locul ăsta am citit că face parte și din multe pelerinaje ale credincioșilor. Iar aici este liftul de care vă vorbeam. Domnul mi-a spus că să cumpăr bilet,
Noi nu vrem să cumpărăm bilet, dar uitați aici, pentru a merge jos, 15.000 de dong de persoană. Acolo e liftul. Și cam asta este priveliște de aici. Într-adevăr, e ceață, dar uitați ce frumos e. Se vede acolo un alt munte care face parte din Marble Mountain. După cum v-am spus, noi acum suntem pe unul dintre cei cinci, pe muntele de apă. Aici dăm de vlăduț, drăguț, care îndură cât de mult vorbesc. Aoleu, aoleu, dar nu mai tace. Și aici e drăguț. Mi se pare că e lăsat așa, cum a fost de acum sute de ani, locul. Și de acum, itinerarul își face drum înapoi la prima pagodă pe care am văzut-o, pentru că de acolo o să mergem să vedem o peșteră care e cică foarte frumoasă din cauza că lasă o grămadă de lumină să intre prin tavanul ei. Să mergem până acolo, cred că vreo 10 minute. Harta asta pe care o dau ei e destul de... Da, îți spune așa probleme, că pare că e totul așa, foarte departe, dintr-un loc de altul, dar e efectiv la 3-4 minute fiecare loc de celălalt. Așa că noi acum ne îndreptăm spre numărul 10. Am ajuns la punctul central, de unde mergem spre peștera de care vă vorbeam, aia mare, mare cu lumină, Huang Kong Cave. Mulțumesc dacă v-a plăcut cum am pronunțat acest cuvânt, dacă nu-mi pare rău, să mergem. Deci am mers de aici, din spate, acolo a zis Alexandra, chiar acolo, și am mers, nu știu, cred că, nu știu dacă sunt 50 de metri. Ați văzut cât de depărtat era pe hartă și aici abia am mers 30 de secunde și deja am ajuns la peștera asta. E frumos, frumoasă intrarea în orice caz, tot așa cu piatră, nu știu de ce scrie peste tot în chinezește. Și există și foarte mulți oameni care vin din China aici. E spectaculoasă intrarea, clar. Foarte frumos. Și în spate acolo se vede o statuie mare. Bun, am scos filtrul că nu se vedea mare lucru. Deci aici este statuia aia frumoasă, care are, bineînțeles, un altar, cum au toate. Și pe aici se merge în stânga, se vede că e mult mai bine amenajată partea asta. Pe jos e pavat cumva, adică nu îți mai rup gâtul chiar așa ușor. Și aici, ce intrare și ce spectaculoasă e! Wow! Wow, 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 cât de mare este față de celelalte! Mama mia! Mama mia, ce mare e! That's what he said. Și aici, bineînțeles, că avem doi ostași de ăștia care păzesc intrarea, stânga și dreapta și stânga. Și nu doar unul, sunt patru, văd aici, în partea asta. Și mai avem un ostaș aici. Ia uitați-l, ia uitați-l. Foarte frumos. Și acum acum aici, ok. Da. Era să dau într-un telefon mobil pe care îl puteți jos și urla să nu dau acolo în el. Ce statuie aici și în partea asta un alt templu, foarte frumos, foarte frumos făcut și sculptat totul pe aici. Un alt templu și acum tavanul care este minunat. Ia uitați ce frumos e. Și aici parcă este un craniu, aș zice, așa se vede. Ăștia sunt, zice că ăla e un ochi, nasul și aici dinții și gura. Nu știu, poate doar eu sunt așa nebun să văd asta? Nu cred.
Da, e foarte frumos. Ce să mai... Adică de departe, spectaculoasă peștera. Și pe acolo am venit noi. Pe unde coboară acum oamenii. Ok, deși suntem acum sub pământ în peștera asta, nu e frig deloc, se poate sta liniștit așa în tricou. Atmosfera e destul de înăbușitoare, având în vedere că e multă umezeală, curge apă de peste tot. Și, sincer, atmosfera e destul de misterioasă așa, cum arată. E ca Pirații din Caraibe, din anumite scene. Și, da, este foarte frumos aici. Cam așa aș putea spune, că este misterios și impresionant cât de frumos e. Cred că atunci când e soare afară și intră prin găurile alea, se vede și mai impresionant. Dar și acum e foarte frumos. A meritat să venim aici la peștera asta. Înainte să plecăm de aici, din peștera asta foarte frumoasă, vă mai arătăm scurt cum arată templul ăsta, care e pe dreapta așa cum intri și unde vin oamenii și se roagă. E frumos, frumos amenajat, tot așa misterios, cu lumini, oamenii care se închină. De aici mergem acum mai departe spre Hell's Cave, peștera iadului, să vedem cum arată. Ok, le lăsăm pe doamnele care vând aici băuturi. Dincolo venim noi și mergem înapoi la poarta numărul 1, care e acolo, și mergem la numărul 15, care e aproape de poarta numărul 2. Deci dacă veniți cu tur sau cu motocicleta, cel mai probabil o să fiți lăsați aici în parcare aproape de peștera iadului. Acolo ne îndreptăm pe același drum pe care am și venit aici, așa că mai bine ne vedem direct la peșteră. Am ajuns la peșteră și acum o să vă spun de ce se numește peștera iadului. Vârful muntelui este considerat raiul, iar pentru a ajunge în rai trebuie să treci mai întâi prin iad, să-ți mărturisești păcatele și așa o să-ți faci drum spre iluminare. Mergem și noi să ne facem drumul ăsta spre iluminare și să vedem și cum arată, că toată lumea laudă locul ăsta, nu? Hai! Aparent nu se poate intra cu biletul pe care l-am luat în partea cealaltă, așa că trebuie să venim aici. Biletul costă 20.000 de dongi și acum le-am cumpărat și mergem să vedem cum arată peștera iadului, care ne întâmpină de acești... Nici nu știu ce sunt ăștia. Chestii și ăștia și un șarpe care zâmbește foarte fioros, așa aș zice, niște capete, un miel sau un berbec, o pisică. Dul pe care trecem acum reprezintă trecerea sufletului de la viața pământească la viața de după, iar aici uitați cum sunt reprezentate mâinile. După folclor, după legendă, se zice că astea sunt mâinile celor din iad. Dar acum aici sunt tot felul de animale puse aici. Și un ren iubit. Bună dimineața! Care a zis bună dimineața vouă. Mergem mai departe și vedem lumânări. Wow, și mirosul aici e puternic. Miroase foarte bine, a tămâie ceva. Aceea este intrarea, foarte înaltă. Impresionant. Mergem mai departe. Pe aici, imediat după intrare, există niște sculpturi foarte frumoase, care sunt și ele foarte frumos luminate. Mai departe se vede, peretele ăsta e foarte ud. Curge apă de peste tot, nu este frig, dar e multă umezeală și de aici se aude așa, ca și cum ar fi un râu în față, nu-mi dau seama exact pentru că încă nu văd, și se aude și muzica ambientală pe fundal. Vă dați seama că aici a fost săpat, nu arăta așa, se vede chiar aici jos. Și pe aici trecem printr-o poartă mai departe, tot așa săpată cumva. Coborâm treptele astea de aici și ajungem într-o încăpere
care este foarte mare. Se vede așa. Aici curge apă, există o fântână naturală, cred că e, nu-mi dau seama exact, acolo în spate. E foarte frumos. Wow, wow, ce e și în partea asta. Mama mia. Ce frumos, și nu e nimeni pe acolo. Zice că, atenție, treptele sunt alunecoase. E foarte frumos. Și imens, efectiv imens spațiul ăsta. Nici nu se vede acolo. Da, foarte șmecher. Noi mergem mai departe să vedem ce ne mai spune Alexandra despre peștera asta. Ne așteaptă domnul ăsta cu limba afară să ne sperie să nu intrăm. Sorry. Și aici, wow! Ia uitați acolo câte statui. E absolut imensă peștera asta. Am citit că e una dintre cele mai mari de aici, din Marble Mountain. Dar ce e cu adevărat special la peștera asta iadului? Are o însemnătate destul de mare pentru oamenii de aici. Ea reprezintă dualitatea și cum omul poate fi și bun și rău, și cum muntele reprezintă lucrul ăsta, raiul, iadul, dacă ești un om bun, stai în peșteră, jos, și acolo tinzi spre iluminare, iar dacă ești un om bun în credința budistă, o să fii sus pe vârful muntelui, unde o să te bucuri de priveliștile de acolo. Dar ce pot să zic? Peștera asta nu arată așa rău. Haideți să vedem ce mai ascunde aici, că aparent putem coborâ. E foarte misterioasă atmosfera pe aici, se aude peste tot muzică ambientală și puțin mai devreme se auzeau liliecii care făceau tot felul de sunete, așa țuguiate, nu știu cum se zice, înțepate. Ceva de genul ăsta, nu știu dacă am imitat bine. Și pe aici foarte frumos făcut așa drumul ăsta pe care coborâm. Acolo se ascunde o față a unui demon, cred că e. Da, ăștia sunt toți niște demoni aici. Da, aici este un crocodil care a înghițit un om. Nu știu dacă se vede acolo. Și în partea asta, să vedem și aici până coborâm în partea elaltă. Oh, și aici tot așa sunt, e un om care este întemnițat, e prins de demonul ăsta cu lanț. Ne întoarcem, o luăm pe partea asta. Coborâm ușor, ușor. Să vedem ce se ascunde și pe aici. Sunt treptele care devin din ce în ce mai înguste. Și coborâm, coborâm. Aici sunt alți demoni. Deja aici nici nu mai ai loc. Adică o să trească să ne punem așa pe vine, să trecem. Opa, așa, uitați. Ce mic e. Ia să vedem ce e pe aici. O, alți demoni. Care au întemnițat un om. Pe pereți, la fel, sunt tot felul de sculpturi de-astea. Mai e și aici nenea asta. Și peste tot e așa, peste tot sunt sculpturi. Aici se ascunde un mic craniu. Ce faci acolo? Hello! Mă auzi? Ce-o găsit Vlad aici? Tu de unde ai apărut, domnule? O, te lăsăm acolo, ne pare rău. Uitați și-o mână aici. Wow, vai ce înfricoșătoare e asta. Mamă. Mamă, și acolo. Vai, Doamne, asta când le vezi deodată așa,
Ți se face pielea de găină. Asta e a doua potecă pe care mergem. Wow! Zice Vlad că de aici ne întoarcem în peștera centrală. Ia uitați! Am ajuns! Uitați puțin cum arată pietrele astea, cum sunt cu striații, așa, ce spectacol natural se ascunde aici, în peșteră. Și nu știu, parcă te simți incredibil de... Adică acum mă simt așa moale, zic, pielea mea înconjurat numai de piatră de asta tare. Și acolo sus de tot există o gaură prin care intră lumina naturală. O să urcăm acum, să o vedem și pe ea. Wow, ce frumos e! Wow! Wow, și nu doar acolo, și aici. E o găurică. Wow! Foarte frumos! Și acum mergem unde n-am fost când am intrat, pe scările astea alunecoase în sus, să vedem ce se ascunde și aici. Problema mare e că pe pereți aici nu prea scrie în engleză și scrie doar în vietnameză și atunci nu înțelegem nimica. Dar urcăm să vedem ce e acolo, ce frumos se vede de aici de sus. Și tot urci, tot urci. Wow, ce e și aici. Wow. Hai, și pe aici poți să urci, cred că, sus de tot. Drumul ăsta, după cum ați văzut, este foarte abrupt. Și cu cât urci mai sus, dai de tot felul de îngeri, de Buddha, să zicem. Și de ce e atât de abrupt? Pentru că, spun ei, drumul spre iluminare nu este ușor. Așa că pentru a ajunge să fii iluminat, trebuie să depui ceva efort. La fel cum depunem și noi acum, urcând pe aici. Dar e absolut superb. Și așa arată locul în care ajungi după ce urci toate treptele astea. Pe aici în sus nu știu dacă mai merge. Nu, se ajunge pe un poduleț. Aici, la niște statui cu Buddha. Presupun că dacă am ajuns aici, suntem iluminați. Wow, dacă am urcat. Ăsta e orașul acolo în spate. Ok, acum că am ajuns sus și să zicem că suntem iluminați, vă mai spunem ceva. Vă rugăm, nu uitați să purtați încălțăminte corespunzătoare, adică niște bocani sau niște Adidas care să aibă un grip bun ca să fiți safe, să nu vă rupeți gâtul cum aproape era să facă Vlad. Luați-vă apiță la voi, să aveți de asemenea cash la voi pentru că nu se poate plăti cu cardul. Reamintim, există două tipuri de bilete, unul pentru Water Mountain, muntele de apă, da, 40.000 de dong, iar pentru peștera iadului, alt bilet, 20.000 de dong, vorbim preț de persoană. Altceva? Nu. Noi o să mergem acum înapoi, coborâm prin iadul ăsta înapoi spre șosea, de unde o să luăm un grab înapoi spre hotel. Da. Deci, ăsta e episodul de astăzi. Vă mulțumim că v-ați uitat până aici. Și nu uitați să dați like și subscribe pentru a urmări mai departe povestea. Și ne vedem în episodul următor. Vă pupăm. Ciao. Pa, pa.